Mă bucur foarte mult, fiindcă Cosmin Contra este un antrenor tânăr, un antrenor cu ambiții foarte mari și mă bucur că are posibilitatea în momentul de față să antreneze la cel mai înalt nivel, să antreneze în Occident. În mod cert, performanța pe care o va putea înregistra în Spania îl va confirma ca un mare antrenor. Proiectele Federației Române de Fotbal sunt ample, iar în următoarea perioadă se vor vedea și primele schimbări. Ceea ce urmează proiectele, dar și foarte multe modificări pe care le vom lua la nivel de federație, îmi iau un orizont de timp de 2-3 săptămâni când o să organizăm o conferință de presă și în care vă vom informa despre aceste lucruri. Pentru noul președinte al Federației Române de Fotbal, fotbalul la nivel de juniori, fotbalul masculin, futsalul sau fotbalul feminin sunt cântărite cu aceeași unitate de măsură. Îl văd cu ochi foarte buni și de ce spun acest lucru? Fiindcă inclusiv candidatura mea pentru președinția Federației Române de Fotbal a fost susținută de o echipă de fotbal feminin. Ceea ce practic a fost opțiunea mea, tocmai pentru a transmite un mesaj puternic. Fiindcă fotbalul feminin trebuie să se dezvolte în România, așa cum se și dezvoltă în Occident. Mai ales că Federația Română de Fotbal intră într-o altă abordare în ceea ce privește exigențele Occidentului, performanță, meritocrație, profesioniști pe care să-i aducem alături de noi. Și de aceea, practic, atât fotbalul feminin cât și fotbalul în sală și, în mod cert, activitatea de la copii și juniori vor reprezenta o prioritate zero pentru mandatul meu.